Aici preferă pe copilul și să doarmă, că e încă una din acele piesele pe care sau eu stradă doar pe țară, sau fac țară de rușință. Nu am ușa să vede ea. Nu, 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 nu. E despre viață. Se face deja ora 10. Eu beau un pahar cu apă rece. Aud o voce în cap, încep să o ascult. Azi eu nu o să stau până prea mult. Mâine am o zi sufocantă. Am o agendă încărcată. Promit să mă duc, să mă spăl, să mă culc. Azi eu nu o să stau până prea mult. Dar iată că apare încă un licoare care eu dau prin și citesc ochii mei obosesc. Și eu uit că am vrut să mă culc. Un prieten scrie o postare, al prieten bag o cântare. Eu amuș mă duc să mă culc. Azi eu n-o să stau pe net prea mult. Se face deja miez de noapte și tu nu mai ești aproape. Baby, dar în loc să mă duc, să mă spăl, să mă culc, eu cu mâna dreaptă încep să mă... Cineva din sală nu a înțeles aluzia. Eu aș vrea să elimin confuzia. Puțin mai devreme, eu m-am referit în limba rusă, se spune. Iată că apare încă un lincoare care ba sunt două surori, ba e o mamă și un fiu. Ba un băieț a intrat un santehnic zglobiu. Prieten scrie o postare, al prieten bag o cântare. Eu am mult și mă duc să mă culc. Azi eu n-o să stau pe net prea mult. Eu n-o să stau pe net prea mult. N-o să stau pe net prea mult. N-o să stau pe net prea mult. Doar o leacă o să-mi amor.